Salut, băieți, Sedor, și astăzi mai facem încă un episod care mai va fi totul despre mine, că ce mai vrei de atât de la viața mea. O să vă arăt niște toxici, niște copii toxici care îmi ziceau că mă duc pentru prima dată bani în Fortnite și da, a fost cam prima dată că m-am băgat, dar ce vrei. Eu nu vreau. Am băgat tot. Pentru că mie îmi place mult pe Costa. Aș m-am jucat cu unii creativi, făceam așa de-n cap și râdeau. Dar nu știu că mă interesează pe voi. Rip, fiștic aici. Și da, o să vă arăt niște toxic. Eu acum nu e nimic regiza sau ceva. Nu știu. Da, cu că... Asta cred că era. Nu cred că era. Nu știu că era altul. Care era mama? Nu mai țin minte care era asta. Ok, aparent. Am uitat cine era, dar de fapt n-am uitat. E efectiv acest copil, stai să văd unde e. Limba copilul. Care era mama? Ajut că cred că o ieși din Fortnite sau s-o dă pe privat, nu știu. Acum, hai să, dacă tot jucăm, hai să jucăm și un Battle Lab. Să-mi facem și niște prieteni. Play, logic. Nu create lab. Sau, ia stai. Ia dăm aici. Așa. Stai, ready? Și cam launch the battle. Să vedem dacă putem să dăm de boții aia. Ia să vedem, ne băga și pe noi. Mai rapid, mai rapid, mai rapid. Dacă se poate, vă rog eu. Să cred că fac de la băgut clipurile pentru că efectiv nu se întâmplă nimic, efectiv nimic. Și aștept, și aștept, și aștept, și aștept, aștept, și aștept, aștept. Gata, ne-am plecat, hai că e bine. Hai să mergem unde e cel mai aproape. Lângă noi ar trebui să... What the fuck, ce-a fost cu lagul ăsta? Ar trebui să fie The Agents. Nu, uite, tunelul ăsta de la Brutus. Uite și acolo lamă, dar nu se găsesc rar lame, mai ales în Fortnite. Mă refer în Battle Royale, nu în Battle Up Creativ și astea. Dar de rar se găsește. Voi vedeți că e efectiv blocată chestia asta. Tot mică e, nu că e mai mare. Hai să vedem ce mă lag cu vieții. Un pământ. Nu sunt inimii sau friendly? Inimii de când vroiam. Nu merge să dau bec așa. Mai întâi să mă lătez și apoi mă bat cu dicoții. Dă-i cu shield-ul. Să iei și o tactical-ul ăsta, în postă, și pune dicotul în nimic.
Ce faci, fratele meu? Nu. Nu pot să mă fac cu doi. Ok, cam atât. Să încheiem baza dacă merge, pentru că nu, de rabă încerc. Nu o să meargă nici măcar vreodată. Cred că nu s-au gândit că o să vrea câțiva oameni să intre și să-i bate pe toți boții aia, ca să poată să le ia armele. Cred că s-au gândit că, cred că are logică mare. Cred că o să stau mult, cred că o să stau doar cât să stau. Gata, mi-a băgat, ok. Nu știu ce să ne jucăm, dar hai să vedem. Oare ăsta e toxic? Hai să vedem, hai să vedem dacă ăsta e toxic. Vreau să vă zic de ce nu s-a beta presul tocmai azi, pentru că efectiv, uitați-vă unde la ce tier sunt și chiar vreau azi să-l iau. Uitați-vă ce chestii l-am plin. Deja, ăsta, cred că ăsta va fi un skin nou sau cred că a deja apărut, nu știu, ăsta nu știu ce-i glider, V-Bucks, care n-ai am luat, aparent. Acesta, ce mai primeau pe mine, scal chiar. Hitbull, bullet, pump, clar o să le iau pe alb. Că îmi place mai mult pe alb, parcă și pe negru. Parcă îmi place mai mult și pe negru. Dar în fine, hai să vedem, luăm asta. Cat. Nu știu ce vreau să reprezinte asta. Iar un V-Bucks. Banner. Fox sau ce-o fi cu călarele astea. Peștele care l-am luat. De asta V-Bucks. Luăm catalele astea. Mamă, ce tare sunt. L-am dansul ăsta, care-i funny rău. Acestea care sunt tot la Mioscăl. Asta, hai să trecem peste. Tânătina, bum, 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 bum. Pichex. Ok, nu știu. Da, costă nimic, pentru că, na, pentru voi o să fac tutorialul, pentru că, na, de ce să nu faci tutorialul în viață?
Stai un pic. Repede să facem asta pentru episod. Dar știm sări crouch. Și acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Eu am fost Teodora, pe data viitoare, pa, pa!